Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Context, emisiune care vă arată implicațiile și impactul asupra noastră, a tuturor, ale știrilor, ale evenimentelor de zi cu zi. În această seară l-avem invitată în studio pe ministrul apărării, Vasile Dâncu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Aș vrea să pornim discuția noastră de la un subiect care a fost intens dezbătut astăzi, și anume pensiile militarilor. Am plecat cu toții de la această, de la situația cu PNRR, da? Că România s-a angajat prin Planul Național de Reziliență să facă o reformă a pensiilor, iar semnalele de la Comisia Europeană sunt că toate pensiile trebuie să fie pe bază de contributivitate și să fie cumva în același coș, să nu mai existe tot felul de excepții pentru diverse tipuri de pensii. Haideți să lămurim ce se întâmplă cu pensiile militare. Știu că în guvern a avut loc o discuție, știu că dumneavoastră și Ministerul de Interne ați avut o opinie separată față de ce spunea Ministrul Muncii. Corect ce spuneți. Nu ne-am opus discuției despre modernizarea pensiilor și sistemului de pensii, dar am avut o opinie separată, pentru că există o serie de argumente pentru care discuția despre pensiile militare, de exemplu, într-un moment în care la granițele tale ai un război, este în sine o proastă opțiune. Pentru că s-a întâmplat și în alte momente, când nu era război, dar când s-a discutat despre pensii, și atunci se creează imediat o emoție în sistem și se pensionează mii de oameni care, în mod normal, ar putea să rămână în sistem, pentru că au dreptul să mai rămână în sistem, însă pot să-și permită o pensionare doar din panică, să nu se întâmple ceva, să li se taie pensiile în trecut. Deci asta este o primă discuție pe care... Vă întrebăm, dar a făcut și... Simțiți că există o intenție în acest sens? Nu există, evident că nu există o intenție, dar este o greșeală, pentru că în memorandumul pe care l-a dus în guvern ministrul Muncii în decembrie anul trecut, nu erau trecute, erau trecute așa cum scrie în documentul acela, erau trecute pensii speciale, dar nu erau trecute pensiile militarilor în categoria pensiilor speciale, pentru că în România pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, sunt pensii de stat și nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaționale. Toate țările au asemenea sistem. Tot sistemul NATO în zilele acestea ne-am interesat și alte țări, sunt sisteme similare cu ale noastre în foarte multe țări, pentru că aceste pensii se bazează pe principiul recunoștinței loialității funcționarilor, unor tipuri de funcționari față de stat, atâta timp cât le-au fost îngrădite de-a lungul timpului o serie de drepturi. Nu au putut să participe la anumite activități, să facă firme, nu puteau să aibă niciun fel de activitate lucrativă, trebuiau să meargă acolo unde îi trimite sistemul. Mobilitatea militară înseamnă, am un consilier care a fost în 12 orașe, altul, un consilier de meu general, a fost de asemenea vreo 20 de localități din România de-a lungul vieții lui cu toată familia. Deci toate aceste statuși stabilește un anumit sistem. Acestea nu sunt pensii speciale, sunt calculate conform legii. Sigur că sistemul nostru legislativ s-a modificat de câteva ori. La un moment dat aceste pensii au fost trecute și pe contributivitate. Un calcul al unui și s-a renunțat la un moment dat la contributivitate, dar un calcul la unui prieten de-a meu în zilele acestea, care este specialist în dreptul muncii, spunea că dacă s-ar primez, de exemplu, pe principiul contributivității în mod constant în ultimii ani, acum fondul de pensii pentru pensiile militare, deci care nu sunt pensii speciale, ar fi fost cu 15% mai mare decât fondul de acum. Deci noi nu vrem să se facă confuzia, să fim introduși cu pensiile militare, cele care sunt la Ministerul Apărării Naționale, la Ministerul de Interne sau la penitenciare, la cei din Ministerul Justiției care lucrează la penitenciare, cu alte tipuri de pensii care au un alt sistem și care sunt numite pensii speciale, pentru că au avut o mobilitate mult mai mare din a se stabili această pensie. Deci noi asta am vrut să spunem. În primul rând că nu sunt pensii speciale. În al doilea rând, nu există un document european care să ceară României revizuirea, niciun document. Eu știu tipurile de documente care le putem căuta. Adică spuneți, Comisia Europeană nu a cerut expres prin PNRR? Nu a cerut acest lucru. Noi ne-am propus, cei care au făcut atunci PNRR-ul, fără să discute nici cu Parlamentul, fără să arate nici societății civile ce se întâmplă, doar sinteze, doar niște discuții, au propus asta ca un fel de garanție pentru faptul că vom putea plătea să
plătim împrumuturile din PNRR. Deci a fost o opțiune politică exprimată în legătură cu pensiile speciale. Nici măcar cei de atunci, care nu au avut o idee inspirată, după părerea mea, pentru că România este solvabilă în acest moment, Ministerul Finanțelor va demonstra în aceste zile că suntem cu grad de îndatorare sub 50%, că avem creștere economică și că ne putem permite să plătim în viitor datoriile. Deci acest jalon 215 ar putea să nu existe. Pentru că este un sistem, o încercare de a garanta cumva o situație de posibil dezastru. Nu poți să garantezi, și asta mi se pare din punct de vedere politic foarte greșit, să garantezi cu pensiile oamenilor, cu drepturi câștigate de-a lungul timpului, niște împrumuturi pe care nu le-am dorit neapărat. Pentru că au venit la pachet în PNRR și sunt țări care n-au luat, de exemplu, partea din PNRR care se refera la împrumuturi. Haideți să vă propun să vedem ce spune colegul noastră de guvern, domnul Lucian Bode, în legătură cu poziția legată de pensiile de serviciu. O poziție diferită de cea a ministrului Muncii am avut și eu și ministrul Apărării. Am citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR, reforma sistemului public de pensii, și nicăieri nu am înțeles, dar absolut nicăieri nu am înțeles că este vorba despre pensii militare. Militarii, jandarmii, polițiști nu au dreptul să desfășoare afaceri, nu au dreptul să se asocieze și așa mai departe, și legiuitor a considerat că la finalul carierei militarii beneficiază de o pensie ocupațională, de o pensie de serviciu, care nu este pe principiul contributivității, ci media ultimelor 6 salarii. Nu. Considerați că n-a fost inspirată această poziție politică de la momentul negocierii PNRR? Ea totuși există acolo. Ce veți face? Păi, nicăieri. E un principiu al suveranității statelor și îmi pare rău că noi acum încercăm, că orice mesaj vine dinspre Europa, de exemplu, trebuie să luăm ca atare și nu să nu gândim, să nu negociem. A greșit cel care a negociat, care a propus acest lucru. Deși ideea că pensiile speciale trebuie reglementate, eventual, dacă vor stabili în proiectul politic, Parlamentul va stabili că trebuie impozitate mai mult aceste pensii speciale, sau Curtea Constituțională va considera aceste lucruri, atunci noi nu ne opunem acest lucru. Eu sunt, și domnul ministru Bode la fel, suntem pentru modernizarea sistemului de pensii. Ideal ar fi, am încercat în 2016, când eram vicepremier, împreună cu un ministru al muncii, care era un foarte bun specialist în dreptul muncii, să lucrăm la un proiect pentru un sistem unic de pensii. Și de salarizare trebuie să fie un sistem unic. Nu va fi așa? Și, e vorba de reforma pensiilor în PNRR? Să sperăm că se va face asta, dar nu PNRR-ul și nici Banca Mondială nu cred că sunt cei care ne vor reforma sistemul nostru de pensii așa cum s-a prevăzut acolo. Pentru că nouă, de fapt, prin acel memorandum, mi s-a cerut să mergem să dăm date pentru ca un consultant, care este Banca Mondială, să lucreze la sistemul nostru de pensii. Asta este un principiu al suveranității statului. Noi vom explica... Aveți de gând să mergeți, dacă să este, vorbiți? Sigur că îl susține pe ministrul Muncii. Ministrul Muncii, acum, sub oarecare presiune a trecut și pensii militare, pentru că a întrebat niște funcționari de la Bruxelles și au spus că la pensii speciale trebuie să intre și pensiile militare. Noi vom explica acum la această comisie pe care o facem, împreună cu celelalte instituții din sistemul de ordine publică și apărare, vom explica punctul nostru de vedere, vom arăta cu argumente legale, juridice, că nu este vorba de pensii speciale. Deci să nu vorbim despre asta. În schimb, ne interesează modernizarea sistemului de pensii. De exemplu, avem în Parlament un proiect de modificare a legii 223 din 2015. Această lege a schimbat un pic sistemul, brusc sistemul de pensii, și au apărut foarte multe inegalități. Și la noi există situații în care pensionarii, avem foarte mulți pensionari nemulțumiți în sistemul militar, pentru că la același grad și la aceeași funcție, la aceeași vechime, la aceleași locuri de muncă sunt pensii diferite. Ori acest lucru nu se poate. Noi vrem să facem, avem în Parlament acel proiect, sper să treacă și să participăm și noi la modernizarea sistemului de pensii. Nu asta este problema. Problema este că nu putem fi integrați în sistemul de pensii speciale. Dacă vom gândi un alt tip de pensii, un alt sistem de pensii ocupaționale, de pensii militare,
care să fie mai echitabil, așa cum spuneam, și să fie mai previzibil, să fie legat cu sistemul de salarizare, pentru că așa ar trebui să fie, pe contributivitate sau nu, însă asta nu poate să afecteze o realitate care există deja și care ne-a produs nouă foarte multe pierderi în sistem, tocmai pentru o dezbatere publică care nu a fost una tehnică. Deci, noi ne opunem acestui tip de revizuire în acest spirit, din acest moment, de plafonare a procentului din PIB pentru pensii, pentru că este o garanție pe care credem că au folosit-o mai degrabă propagandistic, politic, decât să fie un sistem realist. Vă invit să-l ascultăm și pe domnul general în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles, vorbind despre aceste pensii militare. Nici vorbă să intre în categoria pensiilor speciale. Nu intră niciun stat membru NATO și în niciun stat membru al Uniunii Europene. Pensiile militare sunt considerate de către toți și așa trebuie să le considerăm și noi, ca pensii militare de serviciu. Da, și ca să încheiem subiectul pensiilor, mesajul pe care îl dați și societății, dar și militarilor în acest moment, plecând de la riscul pe care spuneați că îl presupune dezbaterea despre acest subiect, acela că oamenii se pot gândi să iasă la pensie, să-și grăbească pensionarea în sistem. Poziția mea este fermă și pensionarii militari și familiile lor trebuie să înțeleagă un lucru. Nu se va modifica nimic în acest sens de limitare, de recalculare a pensiilor în acest moment. Nu se va întâmpla acest lucru. Deci vom merge înainte. Singurul lucru pe care vrem să-l facem este în sensul doleanțelor pe care ei le au, acele situații de inechitate. Acestea trebuie să le rezolvăm și vreau să vă spun că noi avem în bugetul nostru al Ministerului Apărării Naționale pensiile sunt în procent de 17% în acest moment. Deci avem bani pentru a optimiza sistemul de pensii în sensul de a-l face mai egalitar, de a-l face mai echitabil. Aceasta este urgența pentru noi în acest moment. Deci să stea liniștiți că nu se va întâmpla acest lucru, pentru că nu putem noi politicienii de acum să ne batem joc de carierele unor oameni care au făcut, au avut privațiuni de 45 de ani. Cei mai mulți din consilierii mei de la minister, general sau ofițer din, care sunt spre finalul carierei, au peste 40 de ani de armată. Vă dați seama, sunt 40 de ani de slujbă de a sta în slujba națiunii și 40 de ani de privațiuni de mobilitate militară în care au fost mereu în slujba statului și acum noi nu putem să le spunem că vine un politician care spune că acestea sunt pensii speciale.